Parlamentul a respins joi moțiunea de cenzură privind demiterea guvernului depusă de fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor. Aceasta a fost anulată pentru voturi insuficiente, fiind votată doar de deputații comuniști și 3 deputați neafiliați, membri ai Partidului Socialiștilor. Deputații Coaliției de Guvernământ au îndemnat opoziția să ofere posibilitatea actualului guvern să-și ducă misiunea până la capăt. În același timp, deputatul neafiliat Mihai Godea a spus că nu susține moțiunea de cenzură doar din motiv că acest lucru ar provoca o criză politică, iar parcursul european al Republicii Moldova ar fi periclitat. Moțiunea de cenzură nu a fost susținută nici de deputații Partidului Liberal. Aceștia au spus că nu au încredere în actualul guvern, dar nu-și doresc alegeri anticipate. În discursul său, Iurel Ianca a declarat că moțiunea de cenzură depusă de comuniști nu este serioasă. El le-a cerut celor care vor demisia guvernului să revină la realitate, să revină printre oameni și să nu lupte împotriva intereselor cetățenilor și ale țării. Moțiunea este una eminamente politică. Ea reflectă frământările pe CRM din ultima perioadă, se înscrie în așa zisa revoluție a comuniștilor, care s-a transformat într-o luptă cu instituțiile statului, în agresiuni fizice la adresa forțelor de ordine, în injurii și în multe alte gesturi care ne aduc foarte bine aminte de perioada de până la 2009. Dacă obiectivul politic al PCRM este acela de a dărâma din nou guvernul pentru a provoca o altă criză politică care să ducă la alegeri anticipate atât de dorite de ei, pentru mine ca prim-ministru, dar și pentru colegii din coaliție, este vital să ne opunem loviturii fatale pe care comuniștii speră să o dea țării noastre. O notă asistență. Pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă astăzi, vă propun să dăm puțin timpul înapoi și să vedem de unde am plecat și unde am ajuns. La începutul anului 2009, Republica Moldova era la un pas de colaps, izolată de lume și plină de datorii. Deficitul bugetar era imens, iar economia țării era în plină cădere. Toată Europa vorbea despre Moldova ca despre un stat eșuat. Astăzi avem un buget echilibrat, am majorat pensiile, am reușit să obținem stabilitate și creștere economică și am încheiat negocierile pe marginea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, inclusiv acordul privind comerțul liber cu UE. În 2009, țara noastră suferea de o presiune comunistă. Regimul autoritar a fost înlăturat în primul rând de cetățenii țării noastre, care au protestat față de fără de legile comuniștilor. Poporul atunci a hotărât că viitorul Moldovei este unul european și a adus partidele pro-europene la putere. Moțiunea de cenzură a fost votată de 36 de deputați din 101 înscriși. La doar câteva minute după respingerea moțiunii de cenzură, deputații comuniști au înaintat încă o moțiune de cenzură asupra activității guvernului. De data aceasta la tema conflictului transnistrean și instituirii punctelor migraționale între cele două maluri ale Nistrului. Moțiunea va fi examinată săptămâna viitoare în Parlament.